Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Impozitele stabilite de noul cod fiscal îi nemulțumește pe unii făgărășeni. Motivul? Schimbarea modalității de calcul a sumelor percepute pentru case, curți și grădini duce la plăți mai mari. Cei care contestă noile impozite spun că sumele pe care trebuie să le achite acum, în 2016, sunt nejustificate. Vaccinul hexavalent ajunge săptămâna viitoare și în județul nostru. Medicii de familie făgărășeni nu au avut până acum dozele care îi pun la adăpost pe copii față de difterie, tetanus, tuse convulsivă, hepatita B și poliomielită. Serul a lipsit, întrucât producătorul s-a aflat în incapacitate de a produce și livra produsul. Vaccinul se administrează gratuit, fiind inclus în calendarul național de imunizare a Ministerului Sănătății. Amatorii sporturilor de iarnă au la Drăguș o pârtie amenajată pentru ski și snowboard, dar și pentru sanie sau bob. Ninsorile din ultimele două zile au făcut ca stratul de zăpadă să depășească 30 de centimetri, așa că schiurile și săniuțele alunecă în voie pe pârtie. Și cei care vor să patineze au la dispoziție o suprafață de 700 de metri pătrați de gheață. În plus, complexul de la Casa Zmeilor asigură și închirieri de echipament, la prețuri foarte accesibile. De aici nu lipsesc gustările, ceaiul sau vinul fiert. Impozitarea caselor și a terenurilor după noul cod fiscal creează nemulțumiri. Unii dintre făgărășeni susțin că sunt taxați nejustificat în raport cu suprafața deținută. Mai mult, consideră că destinația inițială a unor suprafețe aflate în proprietate este taxată acum cu sume foarte mari. Constantin Popa locuiește la curte. Susține că într-o proprietate există 3 delimitări. În cazul său, suprafață construită, curte și grădină. În total, 559 de metri pătrați. În anul 2007, mai spune Popa, a dat o declarație pe proprie răspundere la primărie privind suprafața pe care o deține, cu construcția și terenul aferent. Mai mult a plătit efectuarea unei documentații tehnice cadastrale pentru a avea tot desfășurătorul proprietății cu acte în regulă. Acum consideră că totul s-a dat peste cap în opinia sa și este pus să plătească o sumă mare pentru faptul că s-a schimbat modalitatea de impozitare. În anul 2007, toți cetățenii Făgărașului au făcut această operațiune, au făcut această ridicare topo și expertiză tehnică, din care au rezultat niște suprafețe. Suprafață totală a proprietății, din care suprafață construită atât, grădină atât și curte atât, în metri pătrați. Nu voi contesta niciodată valorile de impozitare în lei pe metru pătrat la fiecare din cele trei, pentru că acestea se stabilesc prin lege și prin codul fiscal. Voi contesta un singur lucru. Se intenționează să se schimbe structura terenului pe care este amplasată casa. Adică am înțeles din cele discutate și spuse pe varii căi la nivelul orașului că urmează ca cea mai mare parte din proprietate să fie considerată curte, grădină deloc, și suprafața construită să rămână cea care este pe care e așezată casa. Urmând să se impoziteze și suprafața de sub clădire, de sub casă. Oare din ridicarea topo care s-a făcut la nivelul anului 2007, rezultă că, de exemplu, la mine există o suprafață construită de atâția metri pătrați, grădină atâția metri pătrați și curte atâția metri pătrați. De ce se încearcă această schimbare la ora actuală să rămână numai curte și suprafață construită? Simplu, pentru că impozitul pe curte, pe terenul considerat curte, este de aproximativ 6 ori mai mare decât cel de pe care este considerat grădină. În replică, șefa Serviciului Venituri Bugetare din cadrul Primăriei Făgăraș, Maria Boeriu, susține că făgărășenii trebuie să înțeleagă că toate aceste modificări survin ca urmare a faptului că prevederile noului cod fiscal vin cu noutăți în 2016. Aceste articole de lege vizează și calculul impozitului în cazul curților și grădinilor.
Începând de anul acesta sunt modificări importante în ceea ce privește stabilirea impozitului pe terenurile intravilane. Aceste modificări sunt introduse prin codul fiscal respectiv legea 227/2015, ale cărei prevederi sunt obligatorii pentru toate autoritățile locale. În mod concret, pentru cei care locuiesc la curte, menționez faptul că începând cu anul acesta, pentru terenurile intravilane arabile de până la 400 de metri pătrați, se va calcula un impozit pe teren ca și terenul aferent categoriei de folosință curs construcții. Cu alte cuvinte, impozitul va fi mai mare anul acesta pentru această categorie de folosință până la 400 de metri pătrați față de anul anterior. Dacă anul anterior o persoană fizică a avut declarată categoria de folosință arabil 300 de metri pătrați și a plătit anul trecut 2-3 lei, pe anul acesta pentru această suprafață de teren care la noi figurează tot teren arabil, grădină, va datora un impozit de 120 de lei, să spunem. Tot codul fiscal reglementează din acest an și impozitarea terenului de sub clădire. Sumele însă nu sunt așa de mari. Începând de anul acesta și terenul de sub construcție se va impozita la aceeași categorie de folosință curs construcții. Și aceste prevederi sunt reglementate de legea 227/2015 privind codul fiscal cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2016. Deci vor fi foarte mulți cetățeni care vor veni cu interpelări la primărie pentru că anul acesta vor achita un impozit majorat pe teren. Deci aceasta este explicația. Se impozitează și terenul aferent construcție, deci terenul ocupat de construcții la sol, plus terenul arabil până la 400 de metri pătrați la acele persoane care se încadrează în astfel de prevederi. Făgărășenii care achită integral impozitul până în data de 31 martie vor avea o reducere de 10%. Impozite majorate plătesc persoanele care au înregistrat datorii sau au depășit termenul scadent de plată, iar penalizările vor fi în cotă de 1% pe lună sau pe fracțiune de lună. Imunizarea copiilor cu vaccinul hexavalent în cadrul Programului Național de Imunizare va fi reluată, au anunțat oficialii Ministerului Sănătății. Serul a lipsit pentru o perioadă, dar distribuitorul a anunțat că săptămâna viitoare asigură peste 100.000 de doze care vor ajunge la Direcțiile de Sănătate Publică pentru a fi distribuite cabinetelor medicale. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Brașov, Camelia Defta, a precizat că Direcția Brașoveană a solicitat Ministerului 4.500 de doze. În legătură cu vaccinul hexavalent, solicitarea cu număr de doze 4500 pentru trimestrul 1. Menționăm că pe stocul de DSP-ului acest vaccin nu mai era prezent la data solicitării, se găsea doar în teren, un număr de 1213 doze. Acest vaccin este recomandat pentru vârsta 2, 4 și 11 luni. Vaccinul hexavalent va fi trimis săptămâna viitoare în județ, fiind utilizat pentru recuperarea copiilor nevaccinați și pentru vaccinarea de rutină a nou-născuților conform calendarului. Recuperarea la vaccinare se realizează sub coordonarea Direcțiilor de Sănătate Publică prin cabinetele medicilor de familie. Vaccinul hexavalent este un preparat utilizat pentru profilaxia specifică a difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B și a poliomielitei și se administrează gratuit în calendarul național de imunizare al Ministerului Sănătății. În legătură cu imunizarea antipoliomielitică la vârsta de 8 ani, în stocul DSP-ului nu mai sunt vaccinuri, s-au făcut solicitări și pentru acest tip de vaccin. Imunizarea se face conform calendarului național de vaccinări, cuprinde vaccinarea cu BCG în primele 27 zile, apoi în primele 24 de ore pentru hepatita B, apoi urmează la 2 luni hexavalentul. Urmează la vârsta de 6 ani difterotetanul pentru tusis poliomielitic inactivat, un tetravalent, un alt tip de vaccin, apoi jolic rubeolic oreion la 12 luni, ulterior 5 ani, 7 ani de revaccinare, poliomielitic inactivat 8 ani, noi aici vaccinăm și restanțierii, și difterotetanicul la 14 ani. Potrivit Ministerului de Resort, disfuncționalitățile înregistrate la livrarea vaccinului, imposibilității producătorului de a fabrica și livra vaccinul în timp util, în această situație aflându-se mai multe state, atât la nivel european, cât și mondial.
Ninge ca în povești în țara Făgărașului, iar pârtia de la Drăguș este pregătită să-i primească pe iubitorii sporturilor de iarnă. Aici se poate schia, există de asemenea un loc special pentru săniat și de asemenea și un patinoar. Pârtia are 380 de metri schiabil, avem pe partea stângă acest baby ski care merge cu crose, pe partea dreaptă este la nocturna, care în momentan chiar schimbăm niște proiectoare ca să avem pentru de seară și pentru perioada de întuneric după ora 5. Noi funcționăm aici de la 9 dimineața până seara pe înserate, dacă sunt grupuri mai mari, spre 9:30. Pregătirile pentru primirea turiștilor au fost astăzi la ordinea zilei. Amatorii de schi au o pârtie amenajată, instalațiile de urcat sunt funcționale, iar centrul de închiriat echipamente de schi sau săniuș are tot ce îi trebuie pentru a satisface gusturile clienților. Prețurile sunt extrem de atractive la centrul de închiriat echipamentul pentru schi. Pârtia, ca și dotări, are o instalație de făcut zăpadă, care constă din trei sticuri cu grup de compresoare și celelalte pompe, elemente și așa mai departe, un ratrac pentru bătutul și amenajatul zăpezii, un centru de închiriat unde avem circa 150 de perechi de schiuri și echipamente pentru schi și săniuși. De asemenea, e dotat și cu patine, avem un lac care în vară învățăm copiii să prindă câte un caras și câte un păstrăv, iar pe timpul iernii o folosim, sigur, când gheața și temperaturile ne permit, ca și patinoar natural. Momentan sunt 22 de centimetri de gheață, deci fără probleme copiii sau doritorii care vor să patineze pot să-și satisfacă această dorință pe suprafața de gheață, care este de circa 700 de metri pătrați. Tot lângă noi avem pensiunea Casa Zmeilor cu restaurant, cu o posibilitate de cazare de 10 camere și un restaurant în care încap circa 100 de clienți. Terasele aferente, de asemenea, funcție de anotimp și funcție de vreme, se poate sta la un vin fiert, se poate sta să se mănânce ceva, avem o bucătărie bună, tradițională, care funcționează în tot cursul anului, nu numai în perioada de schi, și în vară și pe toată perioada anului. Un echipament complet de schi costă 25 de lei pe o jumătate de zi. O pereche de patină costă 5 lei, la patinat se taxează la 2 ore, cu intrare de pe patinoar plus echipament de schi la pachet se taxează 15 lei, o săniuță pentru 2 ore costă 10 lei. Putem spune pentru weekendul ăsta că suntem foarte norocoși. Ieri de ieri după masă și azi noapte a mai venit un 22 de centimetri de zăpadă, pe lângă aia 5 pe care am avut înainte, deci suntem la peste 30 de centimetri de zăpadă. Momentan de dimineață am călcat-o cu ratracul, pârtea este amenajată, urmează că și acum vedeți că fulguie. Pentru cei care nu vor să schieze sau să patineze, la baza pârtiei pot servi un vin fiert, ceai și mâncare caldă, toate într-un decor ca într-o poveste de iarnă. Pârtia de la Drăguș este situată într-un cadru de bazm, la poalele munților Făgăraș, în apropiere de mănăstirea de la Sâmbăta de Sus și de izvorul părintelui Arsenie Boca.